Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-au împlinit recent 16 ani de când a căzut în Republica Fantastică România unul dintre podurile feroviare cruciale pentru circulația trenurilor din sudul țării noastre. Este vorba de un pod de pe linia București-Giurgiu, care avea printre altele și o anume valoare istorică și simbolismul ei, pentru că linia asta a fost prima legătură feroviară din principatele române. A fost pusă în funcțiune în octombrie 1869. 19-31 octombrie, calendarul pe stil vechi, pe stil nou. Ea fiind prima cale ferată de pe teritoriul de atunci a României, traseul începea din București, de la Gara Filaret, cea mai veche gară din capitala României, și de la Filaret au plecat atunci două garnituri spre Giurgiu. Prima, denumită trenul de onoare Mihai Bravo, a fost condusă de Sir John Trevor Barclay. Și a doua, trenul Dunărea, a fost condusă de Nicolae Tănase, primul mecanic de locomotivă român. Mă rog, istorie. Linia a funcționat 136 de ani până în 2005. Când, ce să vezi, podul de la Grădiștea de pe traseu s-a prăbușit parțial, aparent în urma unor inundații pe unul dintre cele mai regularizate râuri din țara noastră. De altfel, pe râul Argeș. Și astfel s-a întrerupt legătura feroviară între București și Giurgiu și localitățile de pe traseu. Evident, mii de oameni, dacă nu chiar mai mult, au fost afectați. Mulți și-au pierdut locurile de muncă din București, până când au găsit alte căi de a ajunge în oraș, până când diversi transportatori rutieri au luat locul trenurilor, oferind un serviciu mai scump și mai puțin eficient, dar, desigur, absolut necesar, nu putem să-i condamnăm. Ca să ajungi de la București la Giurgiu cu trenul acum, faci vreo 3 ore sau mai mult, după noroc că trenurile se mai și opresc în câmp, un ocol pe la doamna Viorica, pe acasă, pe la Videle, 60 de kilometri, deci, nu, București-Giurgiu ar trebui parcurși cu trenul într-o țară civilizată în 30-40 de minute, în România timpul trece altfel, știm asta. Bun, țara asta de altfel e întreruptă într-o mulțime de locuri și ați observat asta, presupun. Adică sunt drumuri inexistente, poduri rupte, șosele impracticabile, și după 100 și ceva de ani de la Marea Unire încă nu avem o autostradă care să traverseze Carpații, ne mai mirăm că fiecare are senzația că trebuie să se descurce singur. Au fost și două războaie mondiale între timp. Nenorocire. Uite, vezi? Asta ne împiedică. Da, probabil că din pricina acestui război intern, civil, în care trăim de atâta vreme, de 16 ani încă nu s-a reparat podul. Deci, podul ăsta a căzut în 2005, statul se tot screme să reconstruiască. Abia acum zilele astea, ruinele vechiului pod de la Grădiște au fost în sfârșit demolate, scrie publicația România Feroviară, care anunță și că o firmă austriacă, POR, care a câștigat proiectul, va începe construcția noului pod, tromboane, fericire, fanfară, și va demonta și vechea cale de rulare pe o distanță de 7 km. Ura, ura, progres, baby. Dar toată povestea asta are un tâlc. Când am văzut știrea ieri, documentându-mă pentru emisiune, mi-am adus aminte de o anchetă făcută în 2010 de colega mea de la emisiunea Reporter Special de pe vremea aceea, Anca Grădinaru, acum și ea este la Europa FM. Oficial, fiți atenți aici și descoperiți atunci Ancuța. Oficial, podul de la Grădiște a fost dărâmat de viitură. Dar ce să vezi, Anca a descoperit un fenomen fizic misterios. Ar fi fost vorba, deci, de primul pod din istorie al cărui pilon se prăbușește la o viitură în direcția din care a venit viitura și nu invers, adică spre Amonte, nu spre Aval. Bizar. Deci e ca și cum... S-a opus. Da. Da. Acțiune și reacțiune aici. E ca și cum eu te-aș împinge, nu că mi-aș permite vreodată, dar ca și cum te-aș împinge pe tine și tu, în loc să cazi încolo, ai cădea încoace pe mine. Doamne, ce? Ferește să cad pe tine acum. Bun, așa că Anca s-a dus să vorbească cu oamenii din Grădiștea și, mă rog, a dat peste un cetățean care s-a luptat de unul singur pentru adevăr pe acolo, deși cam toată lumea știa adevărul. Iată ce îi spune, deci, reporterului în 2010 preotul Mișu Gheorghe din Grădiștea. Pentru localnicii din Grădiștea și din împrejurimi, cauza dărâmării podului este clară. Eu, fiind pe marginea Albii Argeșului, pe 12 august, am constatat că o mașinărie de la balastiere de aici s-a apropiat de pod și a început să sape chiar la piciorul podului. Asta în ziua accidentului? Sau? Înainte cu o zi. Pe 12 august 2005, iar pe 13 august 2005, la ora cam în jur de 21-21.30,
podul a căzut. Și se vede și pilonul podului. Pilonul a căzut pur și simplu spre Vidra, spre partea opusă a cursul Argeșului. Ceea ce sunt foarte surprins ca niciun specialist să nu constate acest lucru destul de simplu. Apa era mare, atunci au fost inundații. Păi, iar o minciună, că apa n-a fost niciodată mare în perioada asta. Apa Argeșului este foarte reglată de când este barajul la Mihailești. Cum se explică că a ajuns mașinăria respectivă la pilonul podului care a căzut? Păi, mergea până apă? Deci, încă o dată, Anca Grădinaru, în 2010, pentru reporter special la vremea respectivă, vorbind cu preotul din sat, din Credișteea, care a văzut o balastieră cum săpa la pilon, cu o zi înainte să cadă pilonul spre Amonte, de unde, pasă minte, ar fi venit viitura care a dărâmat podul, dar unde viitura nu prea se poate, că e un baraj acolo care reglează cursul apei. Deci, o făcătură mizerabilă care puțea de la o poștă și specialiștii se făceau că nu văd. Deci înțelegeți, da? O balastieră care fura nisip din Albia râului ar fi săpat criminal la baza pilonului, slăbind rezistența acestuia chiar înaintea presupusei viituri. Și de altfel, chiar din 2008, într-un memoriu intern, CFR admitea că la dărâmarea podului au contribuit excavațiile necontrolate de nisip și pietriși de la baza acestuia. Au trecut, deci, 16 ani de atunci, povestea a fost îngropată, nimeni n-a fost, de fapt, tras la răspundere. Anca Grădinaru a mai aflat atunci că pe la Grădiște erau vreo 6 companii care luau nisip și pietriși din Albia râului, mai mult sau mai puțin legal. De altfel, afacerea asta cu balastiere care își fac de cap prin albile râului e o mafie în sine, în care sunt băgați de obicei politicieni locali, baroni locali, semnificativi. Adică un amic jurnalist, asta e o poveste absolut autentică, un amic jurnalist avea un unchi primar pe undeva prin Moldova și unchiul ăsta îi se plângea din când în când că președintele Consiliului Județean îi trimisese atâtea basculante cu pietriș să-l pună pe ulițe, mai sună din când în când și spunea, uite, vezi că-ți mai trimit 10 basculante. Și a spus, da, am domn președinte. Băi, taci în gură, ia basculante și pune pietriș pe uliții la oameni. Deci, ulițele se înălțaseră atât de mult încât sătenii nu mai puteau să scoate căruțele din curți. Da. Și tâlcu, presupun că l-ați ghicit. Președintele de la Consiliul Județean respectiv, care și-a ajuns în pușcărie la un moment dat, avea o afacere cu balastiere. Și deconta din bani publici nisipul furat. Adică era business-ul lui sub acoperire cu cineva, ăia furau pietriș și nisip, și el răspundea prin sate și după aceea îl plătea din banii Consiliului Județean, se plătea pe sine. O altă afacere de spoliere și distrugere. Da, și cumva continuă să funcționeze în diferite forme. Adică e plin de balastiere pe râurile din România, care folosesc niște portițe legislative și distrug albile râurilor. Și pietrișul respectiv ajunge la construcții, la betoniere și așa mai departe. Și asta e, o să spuneți că România e sat fără câini. Dar știți ceva, e mai tragic, adică nu e așa. E mai rău, sunt câini. Problema e, câinii știu, dar și ei sunt foarte corupți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.